Tudor Aposteanu. Și ne face bine, bell hug. Ne îmbrățișăm ca urși, așa am zis. Da, sunt și eu abia aștept să văd ăla. Da? Da? Da, serios. Foarte tare. Pare foarte interesant. Haideți să vedem ce interesant ce gătim pare azi. Ce gătim astăzi, da. Păi gătim în funcție de vreme. Cum e vremea? Vremea este morăcănoasă, Tudor. Exact, gătim un preparat englezesc. A? Cum este vremea în Anglia? Așa e vremea în Anglia. Ce perfect. Preparat englezesc? Un clasic englezesc, avem shepherd's pie. Adică plăcinta oierului, ciobanului. Oierului, ciobanului, dar nu facem carne de oaie. Nu. O facem carne de vită. Sună foarte perfect, cowboy-ului. Știi ce, am mai mâncat la un moment dat shepherd's pie și tot ce știu este că nu trebuie să o mănânci repede după ce iese de la, la cuptor o faci? Da, se face înainte în tigaie și pe foc și după aia la cuptor, da. Că frige, atât tot. Doar pentru că frige, că în rest e bună, o mănânci imediat. E super bună. E frige, da, perfect. Noi o facem clasică. Ce folosim? Păi folosim așa. Morcov și ceapă, atenție, serad. Acestea le dăm prin răzătoare ca să se facă ca un piure. Ele nu trebuie să aibă, shepherd's pie nu trebuie să aibă textura de legume, dar trebuie să aibă gustul de legume. În piure o să punem gălbenuș de ou și parmezan, ca să ia acea culoare arămie și după aia le băgăm pe toate la cuptor, carnea, desigur, e un fel de musaca. Musaca cu piure. Practic, da, ea e niște carne într-o crustă de piure, nu? Sau cum e, cum da. E făcută? Se face carnea separată aici. Aici avem un stoc de pui, l-am făcut deja, aici avem cartofii deja fierți, pentru că este un preparat care necesită multă muncă multă și muncă. Am luat-o înainte, să știți, okay, am luat-o înainte, nu te super. Acum toată lumea știe cum arată niște cartofi. E fiert în mod normal, nu exact. Ai făcut nimic special. Păi am așteptat ca să vezi tu exact tot ce fac. Special, da. Și aici facem carnea, după ce am terminat carnea, o să montăm, uite, în aceste vase special de pus la cuptor, o să punem un strat de carne, după aia un strat de piure, mai un pic de parmezan deasupra și băgate la cuptor. Mama, abia aștept. Și după aia luăm așa cu lingura și bine, care fuge, care apucă, aia care e, vrea, vedem. Care prinde. Facem shepherd's pie în bucătărie astăzi cu Tudor Aposteanu. În timp ce băieții ăștia se dădeau de podea, am văzut. Ce face? Mă uitam la ei. Ei? Da, mi era frică că erau aproape. Nu cumva să-i ard, să-i deranjez, să sară ulei pe ei. Repetăm rețeta pentru cei de acasă? Da, repetăm rețeta. Este un shepherd's pie. Avem carnea tocată cu ceapă și morcov date prin răzătoare, nu tocate, ca să devină piure. Sos Worcester, usturoi... Worcester sauce. Avem un buchet de condimente, avem rozmarin proaspăt, cimbru proaspăt. Uitați-le aici. Bine, câteva fire, nu le-am pus pe toate. Puneți după gust. Depinde. Sunt unii care le place rozmarin, nu poți să nu pui. Ok? Corect. După preferințe, poți să pui sau nu vin roșu. Rețeta spune că da, acum fiecare depinde cui o servește. Și cam atât tot. Asta e carnea. Și stoc de pui. Și stocul de pui. Carne e deja aici. Carne este dar de desubt. Am pus-o, da, sigur. Păi trebuie să mă grăbesc ca să fie și gata în timp. Nu e un preparat care să... evidențieze un plating de MasterChef, să zic. Nu, e simplu, e... Bun, deci am pus două nivele aici, carnea da, la fund, da. Apoi ai venit peste cu... Da, exact, așa arată. Așa? Nu arată bine, să știi. Uite, punem și niște parmezan deasupra. Și ce tot. Mai faci? Atât, și îl pun la cuptor. Îl bagi la cuptor, asta zic. Da, și cât da, stă? Da. Stă suficient cât să luăm o pauză? Suficient cât să luăm o pauză, da? Și să fie gata, exact. Să perfect. Că... Da. Avem această plăcinta a ciobanului, cum ai zis tu. Shepherd's pie. Ei englezească. Zic shepherd's pie. Shepherd's pie, da. Plăcinta ciobanului. De fapt, shepherd este tradus altfel, nu știu, că e păstorului. Păstorului. Contează cât de bună e plăcinta, până la urmă. Exact, fix. E scoasă de la cuptor, e fierbinte. Opa, ia vezi că acum, dacă te arzi, știm ce să facem. Știm ce să facem, da, perfect. Ce ai pus în această plăcintă? Avem carnea tocată cu amestec de Worcester sauce, morcovi, ceapă, condimente, ierburi, după care avem piureu pus deasupra, care e amestecat cu gălbenuș de ou și parmezan, să aibă această culoare și textură, și pe deasupra niște parmezan. E, platingul acesta este, din fericire, doar așa este shepherd's pie-ul. Uite, hai să luăm cu două linguri. E, acum aflăm care e secretul, de fapt. Uite, ăsta e shepherd's pie-ul. Și anume, această carne... Este o plăcintă ca o musacă. Sigur, ea după ce se răcește va fi un pic mai... va avea altă textură. După ce se răcește va fi un pic mai tare. Noi abia am scos-o de la cuptor ca să se vadă că nu e comandată de pe undeva, de pe aici, de prejur, că știu că lumea e sceptică. Nu că sigur a comandat-o. Nu. Dar ea este... Eu zic să iei să guși pentru că este atât de bună. Eu abia am așteptat să o gust. Nu contează, suflăm un pic că ne-am obișnuit. Dar chiar acum sunt curios, mai arde încă o dată. Uite că zici asta, că de-abia așteptat să o guști. Tu când gătești, știi ce mi se întâmplă mie? Preparând-o,
Bună, rogă, tu. Mamă, genial. Frige? Bună. Băieți, frige? E bună, la bună. La cât de foame ne e, șurubel, mai contează? Eu când gătesc ceva, îmi trece pofta în timp ce gătesc. Ți s-a întâmplat, brat? Da, de multe ori. Că stau cu ingredientele alea. Da, da, da. Și, de, și când dau și tot gust din fiecare gust, câte puțin, câte puțin și la final, gata, ai făcut de mâncare, aștepți laudele după. Mamă, ce bună a fost aia, de fapt. Nu, asta e bună. Este, n-am putut să gust așa mult. Este foarte bună. Și o idee foarte simplă și cred că ne simțim pentru vremea asta e bun. Făcând-o. Uite, afară, în orat, ne gândim cum e pe la Londra. Nu vorim gura plină, scuze. Mulțumim frumos, Tudor. Și eu îți mulțumesc tare mult. Poftă bună în continuare, mulțumim. Să știți.